Emoții mari pentru elevii claselor a 9. Aceștia au susținut primul examen din sesiunea de absolvire a gimnaziului la matematică. Potrivit Ministerului Educației, la această probă s-au înscris 29.961 de elevi din 1066 de instituții de învățământ. La liceul Liviu Deleanu din capitală, examenul a început la ora 9 dimineața. Peste mai puțin de 2 ore, elevii au început să iasă din sală. A fost normal, în unii momente era greu, dar am descurcat. Cel mai complicat pentru mine era exercițiul al șaptelea, mă tincă. Formula lui Pitagora. Și nu cam înțeleg această formulă și am scris ceea ce ține minte de la cine a învățat profesoara. Cel mai complicat, exercițiul 12, mi s-a părut. Am uitat, dacă sunt, iar ultimul l-am terminat. Mă aștept la mai mult de un șapte, fiindcă am scris tot în afară de exercițiul 10. Cum v-ați pregătit pentru examenul de matematică? Am uitat la videoclipuri pe YouTube, am mai repetat din caietă. Unii elevi au recunoscut că nu se așteaptă la note mari. A fost dificil și nu l-am rezolvat. Dar ce not credeți că o să aveți? Vreo 6-7. Afară, elevii au fost așteptați de profesori și părinți veniți să-i susțină. Emoțiile au fost mari pentru că e primul examen în viața lor. Emoțiile sunt și cred că vor fi și la următoarele examen. Eu sper că vor susține toți, pentru că sunt copii deștepți, copii frumoși. Speranța mare ultima. Am avut niște emoții din nedispus că clasa nouă a ajuns atâta timp și a învățat. Și am așteptat ca să fie reușită să fie examenul, că am așteptat ca să absolvească clasa nouă. Următorul examen pentru absolvenții clasei a noua se va desfășura joi 9 iunie la limba de instruire.